Zilele trecute am postat aici pe YouTube un material în care vă povesteam eu despre reîmprospătarea garderobei noastre. Idei noi de purtare a lucruri vechi. Bună ziua, a venit Lemo printre noi, dacă o puteți observa, a simțit că e vorba de fashion și v-am zis, este foarte animată de subiectul ăsta. Și îi spusesem eu reîmprospătare, reciclare, reinventare, dacă vreți. Ne jucam practic cu ceea ce este pe umerașele mele, dorindu-mi eu să vin la voi cu niște chestii creative care să vă ajute și pe voi atunci când vă plictisiți de ceea ce deja există la voi în șofoneră sau pe umeraș și așa mai departe. Și ați primit foarte bine clipul ăsta, vă mulțumesc tare, tare mult acelora care v-ați și deranjat să-mi lăsați acolo un comentariu. A fost un feedback foarte bun, pozitiv, bucat, deci m-am bucurat tare, tare să citesc comentariile voastre. Și tocmai pentru că sunteți această comunitate foarte animată care interacționează cu mine, mi-ați și lăsat câteva idei foarte, foarte bune în secțiunea de comentarii. Tocmai pentru că v-am întrebat ce v-ar plăcea să vedeți mai departe pe subiectul garderobei, subiectul meu preferat. Mă rog, și vintage-ul și pisicile mai sunt, dar îmi place foarte mult să fac clipuri dedicate subiectului modei. Și am cules de acolo unele foarte reușite, însă a fost o anumită idee care mi se pare că s-a ridicat deasupra tuturor. Și am salvat aici comentariul, stați așa să-mi și găsesc. Comentariul a venit de la Simona Chira, căreia îi mulțumim foarte mult, și care a zis așa: mi-ar plăcea dacă ai abordat subiectul costumelor de baie și ce tip să purtăm în funcție de siluetă. Nu mă aștept ca ăsta să fie un clip în care tu probezi costume de baie. Simona a înțeles din start cu cine vorbește. Aplauze! Motivul pentru care scriu de tema asta este că magazinele sunt pline de costume de baie din care nu mi se pare că am ce selecta, eu fiind o femeie înaltă cu șolduri late. Și au fost foarte multe răspunsuri la comentariul ăsta. Foarte interesantă ideea, bună ideea, da, vrem și mie, mi-ar plăcea enorm acest video, da. Deci toată lumea a fost foarte animată de temă. Și atunci mi-am dat seama că, știi, tu voiai de multă vreme să filmezi clipul ăsta. Chiar mă gândeam la el de niște ani și nu știu cum de l-am sărit în fiecare vară, tocmai pentru că știu că este un subiect de interes constant. Și de asemenea, este un subiect de tocirea creierilor și de creat frustrări, dacă vreți, în rândul multor femei. Pentru că, să fim sincere, pe plajă sau, mă rog, la piscină, suntem mai degrabă dezbrăcate decât îmbrăcate. Și dacă nu ești 100% împăcată cu tine, cu silueta ta, n-ai 100% încredere în tine, nu te simți confortabil neapărat, relativ dezbrăcată pe plajă sau la piscină, s-ar putea ca ăsta să fie motiv de maxime frustrări. Scopul meu cu ceea ce vă voi prezenta astăzi este tocmai contrariul, adică să vă dau niște idei care să vă ajute data viitoare, când, nu știu, vine concediu sau mergeți la plajă, la strand, la amara, dacă este cazul, să vă simțiți 100% minunat cu voi, super confortabil și să nu vă mai faceți probleme de genul ăsta. Și vom face chestia asta mergând în direcția atingerii perfecțiunii, dacă vreți. Și când spun perfecțiune, mă refer pe subiectul dat la acel echilibru ideal. Ceea ce se consideră în societatea în care trăim zilele noastre, idealul este clepsidra din punct de vedere al siluetei. Adică o siluetă de tip clepsidră presupune că umerii sunt egali cu șoldurile, știți, acel 90-60-90, iar talia este una foarte bine definită, cu o diferență considerabilă în centimetri față de șolduri sau, mă rog, umeri. Că vedeți, 90-60 e o diferență de 30 de centimetri. Problema este că majoritatea femeilor nu au silueta asta și aici mă încadrez și pe mine. V-am mai menționat eu așa pe locuri că eu sunt în principiu pară și am niște elemente de la clepsidra asta, dar nu sunt, adică eu știu foarte bine. Și tocmai de asta, pentru fiecare dintre noi, care poate avem un alt tip de siluetă, clepsidra fiind foarte rară în natură, tocmai de asta există câteva artificii, câteva idei, câteva punturi pe care să vi le dau, care să ne ducă, să ne apropie cât mai mult de acest ideal. Normal, că dacă voi vă simțiți bine cu silueta pe care o aveți, care poate n-are nicio treabă cu clepsidra, ignorați-mă complet. Eu nu încerc acum să zic că așa e mai bine, aia arată mai bine, aia arată mai rău, nu despre asta e vorba. Ci pur și simplu să găsim variante care să ne facă să ne simțim ultra mega confortabil pe plajă, să nu mai ne simțim în niciun fel restricționate, să nu urâm experiența asta, pentru că până la urmă e vorba de a te simți bine la o bălăceală, la soare, de a te bronza, de a mânca o înghețată, de a face poză cu maimuța și a te bucura de ceea ce e în jurul tău. Și dacă hainele ajung să-ți spună probleme de genul ăsta, bine, acolo cred că trebuie întâi de toate lucrat la psihic. Dar pentru că eu nu mă pricep la asta, zic să procedem, să intrăm în treabă și să vă dau câteva ponturi în direcția asta ca să știm ce alegem. În cazul în care și voi, asemenea Simonei, nu știți ce vi s-ar potrivi pentru silueta voastră. Înainte de a le lua însă pe fiecare în parte și a vorbi despre clepsidră, măr, pară, silueta atletică sau despre acel triunghi inversat, asta fiind silueta care are umerii
ca partea cea mai lată a corpului. Deci șoldurile și talia sunt vizibil mai micuți, iar umerii sunt foarte lați, ca să știți, în cazul în care nu am menționat până acum. Le vom lua pe astea pe fiecare în parte, dar până când ajungem acolo, să vă dau câteva ponturi generale pentru data viitoare când mergeți și faceți voi shopping de costume de baie. Întâi de toate, din punct de vedere al culorilor. Țineți cont că un costum de baie alb va atrage evident mult mai mult atenția decât unul de culoare închisă. Prin alb se vede cam tot, deci acolo nu prea ai ce masca, poate te joci cu niște detalii, cu niște volane, funde, blă. Ok, dar de principiu dacă te-ai îmbrăcat în alb, ca să știi că se vede cam tot și nu mă refer la sfârcuri, mameloane, nu despre asta vorbesc, ci pur și simplu se vede perfect forma corpului tău. Pe de altă parte, albul va arăta foarte bine pe o piele bronzată. Dacă tu ești brânză și pui albul ăla peste, nu o să te avantajeze foarte mult culoarea. Tot așa, culorile neon arată foarte bine pe o piele bronzată. Dacă însă vrei să atragi atenția și vrei, clar, asta e scopul tău, tu vrei să atragi atenția, imprimeuri. Ai nevoie de imprimeuri și de tot felul de detalii. Întotdeauna o culoare simplă va atrage mai puțin atenția decât un imprimeu. Un costum de baie roșu nu va fi la fel de vizibil în ochii celorlalți cum ar fi unul roșu, dar cu flori, dar cu detalii, dar cu imprimeuri mai mici, mai mari. Apoi, când mergeți să le probați, v-aș recomanda să probați din toate felurile posibile. Nu vă blocați într-un singur costum de baie pentru că știți voi că mie mi se potrivește doar ăsta. Dacă vedeți ceva pe umeraș care vă place, luați-l, probați-l, vedeți cum arată. Nu e ce trebuie, pa la revedere, nu vă bateți capul cu el. Dar v-aș recomanda că atunci când mergeți să încercați stilurile astea de costume de baie, să o faceți pe stomacul gol sau cumva să nu mâncați înainte, nu ați stat la masă și după aia mergeți să vă luați un costum de baie, pentru că sunt șanse foarte mari ca ceea ce vă cumpărați să nu fie măsura corectă. E firesc, când mănânci ceva ți se dilată, se pumflă abdomenul, cum este normal, indiferent de cât de slabă sau mai plinuță ești. Așa încât nu vă duceți niciodată la cumpărături imediat ce ați mâncat și de asemenea aș recomanda să nu vă duceți în perioada premenstruală, pentru că rețineți apă și s-ar putea ca măsura pe care o cumpărați să nu fie exactă pentru corpul vostru. Asta o dată. Iar acum, ca regulă generală, în tot ceea ce purtăm, deci fără să fie vorba doar de costumele de baie, ideea e foarte simplă. Să arăți și să pui în evidență, să scoți în față ceea ce îți place la tine, ceea ce e frumos, ceea ce crezi tu că trebuie arătat lumii și să camuflezi, poate, acel ceva ce ar putea fi îmbunătățit, care nu e neapărat punctul tău forte. De exemplu, dacă tu știi că ai șoldurile late și nu vrei să atragi atât de mult atenția în zona aia și în zona fundului, nu o să te apuci să spui franjuri pe fund. Mai degrabă vei pune franjuri aia undeva în zona taliei, dacă vrei. Dacă știi tu că ai acest abdomen plat super mișto sau că ai un buz nu știu de care, vei pune toate detaliile care atrag atenția și direcționează privirea în zona aia pe care ți-o dorești văzut. Camuflezi ceea ce nu-ți place în cazul de față, zic așa niște exemple, șoldurile și fundul, folosindu-te de o culoare închisă, să zicem, ceva care nu atrage atenția, un slip plictisitor, dacă este cazul, și vei pune tot interesul, tot focusul în zona care îți place. Și cum am zis, asta este valabil și pentru felul în care ne îmbrăcăm. Și acum propun să luăm fiecare siluetă în parte și să vedem cam ce s-ar potrivi, astfel încât să o flatăm maxim și să ne apropiem cât mai mult de standard ideal clepsidră. Și zic să începem cu asta, că este cea mai simplă, cea mai ușoară, mă rog. Eu mi-am salvat aici niște imagini pentru fiecare tip de siluetă, ca să pot exemplifica mai bine, dar ca să vă arăt ce ar presupune clepsidră. Cum ziceam, uite, Halle Berry este un exemplu foarte bun. Dacă vă uitați la zona umerilor comparat cu cea a șoldurilor ei și la talie, veți vedea că există proporțiile alea perfecte. Nu știu câți centimetri măsoară, dar asta este clepsidra. În principiu, dacă ești clepsidră, poți să porți cam orice. Singurul lucru pe care nu l-aș sfătui neapărat pentru un astfel de tip de siluetă este ascunderea ei. Deci dacă ții un costum din ăla de baie dintr-o bucată, într-o culoare, de la cel mai plictisitor, cel mai basic dintre toate, eu cred că îți faci un deserviciu. Pentru că nu pui în evidență ce ai tu mai frumos însemnând cam tot. Așa încât, pentru tipul ăsta de siluetă, aș recomanda a se purta absolut orice vă trece prin minte, că e vorba de costum de baie din două piese, că e vorba de o singură piesă, că e vorba de imprimeuri, că sunt culori diferite, că sunt X-uri din astea purtate pe undeva pe șolduri, că e vorba de un costum de baie retro cu talie înaltă sau că este cu talie joasă, silueta voastră vă permite să purtați cam orice, pentru că la voi nu e vorba de creat niciun fel de artificiu. Nu e vorba de creat forme acolo unde ele nu sunt sau din contră de minimizat. Arată foarte bine exact așa cum este ea. Și veți vedea că exemplele mele cuprind o paletă foarte vastă de siluetă, adică poți să fii clepsidră și dacă porți XXS, poți să fii clepsidră și dacă porți XXXL. Dacă mergem mai departe la silueta atletică, să zicem. Silueta atletică presupune că talia nu este bine definită. Practic, umerii, talia și zona șoldurilor
se află cam la același nivel, să zicem, nu știu cum să zic, 90 în numeri, 80 în talie și 90 în zona șoldurilor. Olivia Palermo are un astfel de tip de siluetă, sau dacă vreți Cameron Diaz. Vedeți că talia ei nu este bine definită, e practic ceva drept. Și să nu mă înțelegeți greșit, toate sunt frumoase în felul lor și dacă voi vă simțiți bine în felul ăsta, perfect, extraordinar, ignorați complet ceea ce vă zic eu. Însă în cazul în care ne dorim să ne apropiem cât mai mult de o cioclepsidră, ce aș recomanda eu pentru tipul ăsta de siluetă ar fi cam așa ceva. Genul ăsta de costum de baie este foarte viclean, dar în sensul bun, este foarte șiret. Pentru că direcționează ochiul nefăcând mare lucru. E practic vorba de un costum de baie relativ simplu, două culori, mare șmecherie n-ar fi. Dar vedeți cât de strategic sunt plasate chestiile alea în zona taliei, cum se creează niște rotunjime acolo unde ele nu sunt, păcălești practic ochiul păcălești ochiul privitorului, arătându-i că tu de fapt ai niște forme mult mai curbe decât sunt ele de fapt. De asemenea, banda plasată în zona taliei va atrage atenția exact acolo și vei crea astfel iluzia unei clepsidre. Exact costumul ăsta de baie pe care vi l-am arăt eu aici, l-am găsit pe ASOS, este și la un preț foarte bun și o să vă las în descriere link-ul exact pentru el în cazul în care vă interesează. Un alt exemplu, uite cum avem pe Duduia asta foarte drăguță aici. Costumul ăsta de baie face exact același lucru. Direcționează privirea fix în zona taliei, unde sunt acele două triunghiuri cu multe, multe detalii, care vor crea iluzia unei talii mai subțiri, deși ea nu există. Foarte posibil ca tipul asta să fie perfect dreaptă în zona aia a talii. Culorile iarăși amplasate foarte strategic. Ce v-aș recomanda? Deci ce ar fi de reținut pentru silueta asta? Nu lăsați ochiul să se odihnească. Dacă îi dați un costum de baie simplu, banal, din alea clasice, care sunt foarte frumoase și ele, practic ochiul are mai mult timp pentru a analiza forma corpului vostru decât costumul de baie. Iar eu v-aș recomanda, dacă aveți un astfel de tip de siluetă, să vă folosiți de toate artificiile posibile. Creați forme acolo unde ele nu sunt, că asta e ideea. O siluetă de tip atletic va fi una care nu e tocmai rotundă. Abdomenul este foarte posibil plat, fundul la fel. Foarte probabil că nici sânii nu sunt tocmai, nu vorbim de un bust foarte generos. Și ce ne dorim noi este să creăm niște forme, să creăm niște rotunjime acolo unde ele nu sunt. Cum facem chestia asta? Folosindu-ne de tăieturi, volume, detalii, volane, franjuri, amplasați nu știu cum, culori de tot felul, imprimeuri. După părerea mea, este silueta care permite cele mai multe jocuri dintre toate și este cea care acceptă cel mai bine croielile moderne. Dacă vă uitați voi la cum arătau costumele de baie cu 20-30 de ani, poate chiar acum 10 ani și cum arată în ziua de astăzi, veți vedea că sunt niște diferențe considerabile, pentru că a explodat piața asta și găsim tot ce vrei și ce nu vrei. Sunt câte unele superbe de-ți vine să le îmbraci să ieși cu ele pe stradă. Uite, genul ăsta. Mie mi se pare foarte frumos genul ăsta de costume de baie. Așa ceva nu exista când eram eu copil. N-am văzut niciodată până de curând. E, costumele astea de baie cu atâtea detalii care nu permit ochiului să se odihnească o secundă, că nu știu unde să te uiți prima dată, să mă uit la tăietură, să mă uit la cercurile alea de plastic, să mă uit la imprimeu. Ah, ăla e cu talie înaltă, deci nu știi. Genul ăsta nu va permite ochiului să zăbovească asupra unei singure zone. Pe când unul din ăla dintr-o bucată, o chestie simplă, îți dai seama din start despre ce e vorba la silueta aia. Uite cum este exemplul de față ăsta, costumul ăsta de baie verde, superb de altfel. Ai X-urile alea la gât, după care decupajul din zona bustului, niște sârme acolo care arată foarte bine. Mai ai iarăși un X în zona taliei, prins cumva cu un nod. Culoarea care este foarte frumoasă. Deci sunt atât de multe detalii încât silueta va trece pe plan secund și va veni în prim plan costumul de baie. A nu se înțelege că te înghite cumva și că tu nu mai ești importantă. Din contră, eu cred că genul ăsta îți face un serviciu tocmai pentru că va crea niște forme acolo unde poate ele nu sunt. Dacă este să mergem mai departe și ajungem la silueta de tip măr, aici este vorba despre greutate care se depune atunci când te îngrași în zona abdomenului, a bustului, a brațelor și a spatelui. Este acel tip de siluetă care va avea în majoritatea cazurilor picioare foarte frumoase, picioare foarte lungi, dar care în momentul în care se îngrașă sau chiar și dacă nu vorbim, nu vreau să fac comentarii din asta că e grasă, că e slabă, nu despre asta e vorba, dar și dacă ești la o greutate corporală scăzută, majoritatea greutății corpului tău o vei purta aici, în zona bustului, abdomenului, talia va fi foarte puțin definită. Și un exemplu foarte bun, după părerea mea, mărul cel mai măr dintre toate, o tipă care îmi place mie mult de tot, Reese Witherspoon, blonda de la drept. Adică ea este exemplu clasic de siluetă de tip măr. Și dacă vă uitați, căutați poze cu ea pe internet, o să vedeți că are niște picioare lungi, superbe, chiar dacă este minionă, dar zona taliei nu prea este bine definită. Și vedeți, este o lățime acolo, zona bustului, a taliei și așa
așa mai departe. Ce ne dorim noi să facem în cazul de față este să nu punem atât de mult focus pe zona abdomenului. Valabil asta și dacă, să zicem că voi nu sunteți sigure ce silueta aveți și în principiu nici nu prea vă interesează neapărat să vă încadrați într-o anumită categorie de siluetă, dar știți voi că, bă, eu sunt mișto, dar am un pic de burtic acolo și vreau să o ascund. E, cum putem face chestia asta este direcționând privirea, evident, în altă parte, așa cum am zis. Atragem atenția asupra ce avem noi frumos în cazul de față, picioare, să zicem, și nu punem atât de mult focus pe zona abdomenului. Și puteți face asta în mai multe feluri. De exemplu, dacă este să vorbim despre genul ăsta de costum de baie, ăsta este ideal pentru o siluetă de tip măr. În primul rând, uitați-vă la forma sutienului, la cupe și la bretele. Sunt bretele late care să ofere susținere și dacă vorbim despre o femeie care are niște sâni generoși, are nevoie tată, deci unei femei cu o cupă solidă, nu te apuci să-i pui bretele din alea spaghetti pentru că nu vor oferi susținere deloc. Și uite, chiar voiam să vă arăt, divaghez puțin, voiam să vă arăt niște exemple de așa nu, după părerea mea, cât rău poate face un sutien. Domnișoara de față, care sunt sigură minunată, eu cred că își face un deserviciu imens purtând un astfel de costum de baie care nu-i oferă niciun pic de susținere. Eu nu știu ce cupă are, dar pentru un astfel de bust, părerea mea este că o cupă, să zicem, cu un pic de burete acolo, sau o formă un pic mai bine definită și niște bretele mai late, un pic mai ridicate, pentru că am senzația că le ține foarte jos aici, iar face mult mai multe servicii și ar flata silueta mult mai bine decât un astfel de sutien. Așa ceva eu nu cred că este potrivit pentru ceea ce ar însemna o siluetă de tip măr, căreia, revenind la exemplu anterior, i-aș pune mai degrabă niște cupe cu burete, fără ideea este să existe acolo ceva care să susțină foarte bine și niște bretele late, care să asigure confort. De asemenea, nu vrei să-ți intre alea în carne, mă gândesc. Apoi, vorbind despre slip, vedeți, exemplul ăsta de aici este ideal pentru ceea ce înseamnă o siluetă de tip măr, pentru că ne camuflează acea zonă pe care nu ne-o dorim neapărat scoasă în evidență. V-aș recomanda, în cazul în care aveți o astfel de siluetă și evident aveți un abdomen mai proeminent, n-am mâncat nimic în dimineața asta, vă rog să mă iertați, dacă aveți un abdomen mai proeminent, să evitați ceea ce ar putea însemna slipuri din alea micuțe, itibiții, chestii care intră cumva în carne și sunt sub burtică. Ideea ar fi ca slipul să fie undeva deasupra buricului, pe linia lui sau chiar mai deasupra undeva în talie, pentru că în felul ăsta camuflăm exact zona aia pe care nu o dorim neapărat scoasă în evidență. Un alt exemplu, ăsta de aici, mi se pare un costum de baie superb, cu bretele din alea prinse undeva de după gât, îți oferă suficient de multă susținere, bustul este frumos, arată foarte bine, chiar dacă nu cred că are burete acolo, iar pentru zona slipului, vedeți, este aceeași talie înaltă care va pune în evidență picioarele și nu va accentua atât de mult, ceea ce nu neapărat că e un defect, dar arată mai bine cumva minimizat, să zicem. Dacă pe de altă parte avem un abdomen care chiar este foarte proeminent sau nu ne simțim noi confortabil, există o sumedenie de costume de baie pe stilul ăsta baby doll, adică un fel de rochiță, dacă vreți, care se poartă peste zona abdomenului. Practic, slipul este unul cât se poate de simplu, iar în partea aia abdomenului ai ca o bluziță, așa ca un fel de rochiță, o chestie cu talie înaltă care să acopere toată partea aia. Altceva ce puteți face și am adus lângă mine niște exemple, veți vedea că eu am costume de baie din toate sferele posibile, adică am și pentru siluete care nu sunt neapărat a mea, adică eu nu am o siluetă de tip măr, dar am un costum de baie care cred eu că ar fi ideal pentru o siluetă de tip măr și este vorba despre ăsta, nu știu dacă îl mai țineți minte, l-am de ani de zile, e costumul meu preferat dintre toate și l-am adus aici tocmai ca să pun în evidență ceea ce povestesc. Excelent pentru silueta de tip măr este genul ăsta de material adunat. Uite cum este și exemplul de față. Vedeți în zona taliei acolo, materialul ăla creează așa niște linii orizontale, materialul ăla adunat, care nu va pune în evidență la fel de bine, că există poate un pic mai multă grăsime în zona abdomenului, cum ar face un costum de baie complet mulat. Deci asta ajută super mult. Dacă aveți un pic de burtică, folosiți-vă de genul ăsta de detalii, ruști, îi zice în limba engleză. E materialul ăla adunat, care nu scoate în evidență și camuflează foarte, foarte bine un abdomen, poate un piculeț mai proeminent. De asemenea, un alt costum de baie, unde te-am pus bre, un alt costum de baie care merge tot în direcția asta, un costum de baie tot așa retro, care vă place vouă mult, de câte ori v-am arătat, v-a plăcut, uite așa,
Vedeți? În zona aici și se răspoze. Aici, în zona abdomenului, de fapt, cam tot, există exact același detaliu. E materialul ăla adunat acolo care camuflează foarte, foarte bine zona burticii și o să arate extraordinar, îndeoseb pentru o siluetă de tip măr. Asta acum nu înseamnă că dacă nu sunt măr, nu pot să port asta. V-am zis, sunt cel mai bun exemplu. Dar va pune în evidență cu atât mai bine o siluetă de tip măr decât o alta. Ce n-aș recomanda deloc pentru siluetele de tip măr, costumele de baie de genul ăsta. Nu. Nu, pentru că vor arăta exact ceea ce tu nu-ți dorești. Tu ai alte aturi, ai alte puncte forte, după părerea mea, și m-aș referi aici la picioare și la bust mai degrabă. Și dacă spui milieul ăla, să zic, ori tăieturile astea alte în zona abdomenului, scoți în evidență ceva ce cred eu că n-ar trebui neapărat, decât dacă așa te simți tu confortabil. Deci preferați genul ăsta. Dacă mergem mai departe la pară, adică ceea ce are și sora voastră roșie, genul ăsta de siluetă presupune exact contrariul siluetei de tip măr. Mai exact, dacă mărul va depune greutate în zona abdomenului, sânilor, spatelui, brațelor și așa mai departe, pentru o siluetă de tip pară va fi exact opusul și va depune greutate în zona coapselor, picioarelor, per total, fundului, șoldurilor. Silueta de tip pară va avea în general umerii subțiri, va avea foarte posibil bustul plat, de asta vă zic eu că eu nu sunt 100% pară, pentru că e un pic acolo, va avea în general un abdomen plat sau oricum mai subțire. Deci vă dați seama din start, de exemplu la haine, dacă asemenea mie, purtați în partea de sus a corpului o măsură, iar la pantaloni aveți o altă măsură, foarte probabil că aveți o siluetă de tip pară. Eu, de exemplu, în partea de sus, în cap lejer, într-un XS 34 am în general, la pantaloni 36, pot să am și 38, când eram mai plinuț aveam și mai mult, că se creează discrepanța asta. Deci dacă aveți o siluetă de tip pară, ar fi vorba în primul rând de șolduroace, copane, fund și așa mai departe. Beyoncé ar fi un exemplu foarte bun pe partea de siluetă de tip pară, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Kardashian cele, în general, au o siluetă de genul ăsta, ca să înțelegeți mai bine despre ce e vorba. Ce ne dorim cu tipul ăsta de siluetă este accentuarea părții de sus a corpului și nu atât de mult aia de jos, care, din nou, nu zic că este urâtă, dar poate că nu este cel mai bun atu. Dacă ai șoldurile late și nu-ți placă, fundul tău, ți se pare că nu e tocmai punctul tău forte, încearcă să eviți atragerea atenției acolo. Nu-ți pune culori fistichii în zona aia, nu te apuca să porți franjuri, nu te apuca să ai decupaje acolo, ci mai degrabă concentrează toată atenția și direcționează ochiul în partea de sus a corpului. Și uite, un exemplu foarte bun ar fi costumul ăsta de baie. Ce s-a întâmplat cu această piesă foarte frumușică? Slipul pe care l-a ales, în primul rând, care dungi verticale și este un slip cu talie înaltă, poate fi talie înaltă, talie joasă, tu poți să cam porți, pentru că para, în general, cum am zis, are un abdomen destul de plat, să zicem, bine definit uneori. Folosind chestia aia, dungile alea verticale, a alungit, a oferit și mai multă alungire zonei celei mai late a corpului ei. Iar în zona bustului s-a folosit de un artificiu foarte deștept, însemnând că a pus acolo un volan care a creat mai mult volum. Perele nu prea au bustul dezvoltat, mai sunt și excepții, dar perele nu prea au bustul dezvoltat, astfel încât un volănaj de genul ăsta sau detalii puse în zona aia ajută foarte mult la balansarea siluetei. Ce-ți dorești tu să faci cu para asta este să creezi proporțiile ideale, să nu mai fie o măsură mai mică în partea de sus și una mare în partea de jos, ci pur și simplu să echilibrezi silueta având aceeași dimensiune a umerilor cu cea a șoldurilor. Și poți face asta foarte bine dacă te folosești de detalii suplimentare în partea de sus a corpului. Costumul ăsta de baie iarăși este ideal pentru o siluetă de tip pară. Vedeți, toată atenția este concentrată aici, în partea de sus a corpului. Poți purta bretele subțiri pentru că nu ai niște sâni suficient de mari care să aibă nevoie de ultra mega susținere, iar în partea de jos este un slip negru care nu atrage atenția. Deci ochiul va fi clar direcționat în partea de sus a corpului. Un alt exemplu foarte bun, costumul ăsta de baie. Nu trebuie neapărat să fie negru și alb sau să porți doar negru în partea de jos. Ideea e să nu fie la fel de interesant ca ceea ce este sus. Uite, și ceva aș recomanda eu pentru pară și poate și pentru alte tipologii, dar cred că la pară se potrivește cel mai bine, este acel mix and match, adică acea amestecare. Să vă cumpărați separat slipul cu partea de sus, cu sutienul, dacă vreți, și să le amestecați între ele. Teoretic ar trebui să puteți face asta, majoritatea magazinelor dau posibilitatea de a alege slipul într-o măsură și partea de sus a sutienul, adică într-o altă măsură. Și aș zice, să vă luați un slip simplu, într-o culoare închisă, dacă vreți ceva, bleh,
mai plictisitor banal, iar pentru partea de sus să vă jucați, să vă luați cât mai multe sutiene. De exemplu, uite, pentru o siluetă, cum am zis, ca a mea, un slip ca ăla cu mare PC, ăsta negru, purtat cu așa ceva, o chestie din asta, care evident că va duce ochiul exact acolo, o să fie minunat. Ăsta vine, uite așa, știi? Și e un fel de, e un milieu roz, dacă vreți voi, cu roșu, care va direcționa fiecare privire exact în zona aia. Sau, tot așa, uite, un costum de baie, care ăsta a venit în două piese, dar eu vă arăt doar sutienul, purtat cu un slip negru sau o altă culoare, care să direcționeze ochiul acolo. De ce? Pentru că avem odată volanele astea care vin pe undeva pe zona umerilor și vor arăta foarte bine, vor crea niște volume. Avem catarama asta care iarăși atrage atenția, tot focusul va fi aici. Avem niște dungi verticale, deci să păstrăm interesul în partea de sus a corpului. Un alt exemplu așa, mai ales dacă ai silueta care ți-o permite sau dacă te simți tu confortabil să porți asta, poți face chestii de genul ăsta. Vedeți, este imprimeul ăla de leopard în partea de sus, care arată super bine, e foarte sexy și mișto, și în partea de jos un slip relativ neinteresant. Iarăși, dacă nu ai un bust voluminos și vrei să creezi acolo iluzia că ar exista, te poți folosi de genul ăsta de topuri, dacă vrei. Nu știu, sunt sutiene care pot fi purtate și ca bluze. La asta mă refer. Cu volănașe, cu franjuri, cu funde ținute acolo, cu detalii de tot felul, parte peste parte. Imprimeuri deosebite, dungi, flori, inimioare, orice consideri tu că atrage atenția în zona aia, mi se pare mai mult decât excelent. De asemenea, un alt lucru pe care îl poți face ca să lățești zona umerilor în felul ăsta, echilibrând silueta și obținând, să zicem, aceeași dimensiune în zona umerilor cu cea a șoldurilor, este purtarea sutienelor de tip bardo, adică decolteele astea, știi, care sunt așa, în linie dreaptă. Vedeți exact cum e costumul ăsta de baie. Și aveam eu unul pe care l-am luat anul trecut, care face exact chestia asta. Știu că nu-l vedeți foarte bine din mâna mea, dar inserez poză și pe aici. Uite așa, o chestie de genul ăsta, pentru că linia asta dreaptă în zona umerilor mei mă va lăți pe mine, iar eu am nevoie de lățire ca să echilibrez șoldurile. E, în momentul în care porți o chestie din asta, tu ca pară îți echilibrezi foarte mișto silueta și obții acea clepsidră, păcălește ochiul să creadă că este vorba de acea clepsidră. Sintetizând, deci, pentru pere, atragem atenția în partea de sus a corpului, ne folosim de toate artificiile posibile, tocmai ca să direcționăm privirea acolo, decolteie din astea așa, sau, mă rog, bluze, ce vreți voi, sutiene, care au partea asta de sus cât se poate de dreaptă și nu atât de mult focus pe partea de jos. De asemenea, aș recomanda, dacă vrei să-ți alungești picioarele, care e posibil să fie relativ scurte atunci când ai o siluetă de tip pară, partea de sus a corpului e mai lungă de regulă. Dacă vrei să-ți alungești picioarele, ceea ce aș recomanda este un slip cu o răscroială înaltă. Știi, ca să pară piciorul că ar fi un piculeț mai lung. Mergând mai departe, cred că mai avem doar triunghiul inversat. În ceea ce privește triunghiul inversat, o dăm exemplu aici pe demimur, parcă. Vedeți, tipul ăsta de siluetă seamănă foarte mult cu cea de tip atletic, dar nu e neapărat. Adică este foarte posibil să ai o siluetă de tipul ăsta, de triunghiul inversat, și totuși să ai un bust voluminos, ceea ce nu prea merge la atletic. Însă, ca să o sintetizăm, triunghiul inversat se caracterizează printr-o lățime a umerilor. Deci, tu poate ai avea o talie subțire, dar ea nu poate fi prea bine pusă în evidență, pentru că de regulă talia este la aceeași dimensiune cu șoldurile. Să zicem că ai, nu știu, 90, 85 și numere ai 100. Umerii sunt partea cea mai lată a corpului tău. Ce ne dorim să facem în cazul ăsta este să adăugăm volum în partea de jos ca să echilibrăm silueta și să nu mai atragă atât de mult atenția că tu ești mai lată în umeri, știi? Pentru că în momentul în care ai și șoldurile apropiate cât de cât de dimensiunea umerilor, în felul ăsta capeți proporțiile alea despre care, proporțiile alea ideale despre care vă povesteam. În ce privește tipul ăsta de siluetă, am găsit costumul de baie perfect, după părerea mea, anume genul ăsta de costum de baie. Întâi de toate vorbim despre un decolteu foarte adânc, un decolteu din ăsta în V, care va direcționa privirea în jos și va distrage exact ce-mi doream. Nu știu dacă auziți asta, dar au început lucrările la mine pe stradă. Așa, spuneam de decolteu ăsta în V foarte adânc. Ăsta este ideal pentru că mută atenția în partea de jos a corpului și noi asta ne dorim să facem cu triunghiul inversat, să nu se mai uită lumea la partea de sus, să nu mai atragă atât de mult atenția umerii ăia lați pe care avem și să direcționăm ochiul în partea de jos, unde ne vom folosi de tot felul de detalii, artificii, zângănele, culori, imprimeuri, ca să adăugăm mai mult volum. Și de asta zic că ăsta este costumul de baie ideal pentru triunghiul inversat, pentru că, vedeți, odată decolteul care te duce
clar în jos, după care ai niște volănașe ce lățesc șoldurile alea și în felul ăsta silueta este perfect echilibrată. O altă chestie pe care o puteți face cu o siluetă de tip triunghiu inversat este folosirea șireturilor pe lateral. Deci șireturi din alea știți cum este la slip. N-am niciunul pe aici? Parcă am vreo? N-am. Eu n-am nevoie să-mi pun chestii pe șolduri, de asta nu cred că am. Exact așa, cum vedeți în exemplul de față. Șireturile alea legate undeva în lateral adaugă un pic de volum în zona șoldurilor, în felul ăsta lățindu-le și echilibrând dimensiunea umerilor. Un alt exemplu, uite așa, vedeți cum este, ăsta este un costum de baie dintr-o bucată, dar tocmai pentru că e decolteul ăla foarte adânc, nu-ți dai seama foarte bine acolo despre ce ar fi vorba în zona umerilor, pentru că toată atenția ta se duce în jos. Ce aș mai recomanda, tot pentru triunghiul inversat, sunt genul ăsta de slip, fustițe de astea, dacă vreți, slip fustiță, cu detalii, cu volănașe, cu modele, fundițe, nu știu de care, cum am zis, franjuri. Exemplul ăsta de aici, cu franjurii, mă rog, fata asta e îmbrăcată cu un milieu, dar exact milieul de genul ăsta este ceea ce ne dorim pentru o siluetă de tip triunghi inversat. Și de asemenea, țineți cont că mișcarea va atrage foarte mult atenția. Pentru orice tip de siluetă, dacă ai ceva ce se mișcă în timp ce te miști și tu, ochiul uman va fi automat direcționat acolo. Deci dacă vrei să atragi atenția asupra ceva, acolo să spui franjuri sau chestii care lucesc, care sclipesc, tot felul de detalii de genul ăsta. Tot așa, aș mai recomanda genul ăsta de costum de baie. La voi nu e vorba neapărat de talie. Vedeți că tipul ăsta la slip are o talie relativ joasă, dar de chestii care să atragă atenția în partea aia de jos. Și aici m-aș lega mai degrabă de slip. Vedeți, și returile alea, tata, alea adaugă foarte mult și cele două broșe, bijuterii, nu știu ce sunt în zona pelviană, în partea aia de acolo, adaugă detalii suplimentare, în felul ăsta privirea fiind direcționată exact unde vrem noi și se echilibrează foarte, foarte bine silueta. Deci, ca să sintetizăm, nu puneți atât de mult accent pe partea de sus, ne interesează ca tot ceea ce facem cu tipul ăsta de siluetă este să direcționăm în jos, unde ar trebui să fie toate detaliile posibile. Sus, cât se poate de simplu și în partea de jos, zângănele, franjuri, tata, să fie de toate. Ce ar fi foarte rău pentru tipul ăsta de siluetă este așa ceva. Costumul ăsta de baie care, mă rog, este și foarte nepractic printre altele, nu știu cum te bălăcești în ăsta, cred că e doar de poze sau de plajă. Foarte frumos de altfel, ăsta face exact ceea ce nu ne dorim, pentru că volumul ăla adăugat mânecilor, dacă pui mânecioacele alea peste niște umeri care oricum sunt ei lați, îi dublezi și nu asta ne dorim, ci exact contrarul sau genul ăsta de costum de baie. Nu te apuci să spui volane cum are tipa asta aici, nu atrage atenția în partea aia. Mai degrabă pui ceva foarte simplu, o culoare cât mai neutră, nu te apuci să spui imprimeuri, nu te apuci să spui funde, franjuri și așa mai departe, ci direcționezi ochiul în partea de jos a corpului. Asta ar fi așa, ca reguli generale. Acum, țineți cont că, și fiți sincere cu voi, întâi de toate, niciun costum de baie nu o să vă facă să pierdeți 10 kg dintr-un foc, nu o să creeze cine știe ce forme exagerate acolo unde ele nu sunt, dar vă vor ajuta să aveți mai multă încredere în voi. Nu funcționează ca operație estetică, dar fiecare femeie merită să se simtă frumoasă în costum de baie la plajă și cred că asta poate fi obținut, indiferent de numărul de kilograme pe care le ai, de tipul de siluetă pe care îl ai, de ceea ce îți place să porți sau nu. Recomandarea mea ar fi așadar să încercați cât mai multe variante posibile, să nu vă blocați într-o singură măsură, doar pentru că știți voi că purtați în general măsura M și v-ați dus să probați niște costume de baie și voi vedeți că arată mai bine L-ul pe voi, dar nu, voi sunteți blocate că voi știți că aveți M și L-ul ăla cumva vă dă senzația că v-ați îngrășat. Nu știe nimeni ce etichetă are costumul vostru de baie. Probați mai multe măsuri și nu vă blocați într-una doar pentru că știți voi că aia e a voastră. Pentru că, în general, măsurile hainelor se schimbă și sunt împite complet. Știți că vă mai povestesc eu de Zara, că ăștia nu sunt sănătoși la cap. Adică eu am anumiți pantaloni la care am M și alții la care am XS. Ceea ce e o tâmpenie. Sunt două măsuri diferite și n-au nicio treabă cu realitatea. Și indiferent că aveți o siluetă așa, să zicem, sau că aveți o siluetă așa, sau că aveți o siluetă așa, ori așa, cred că meritați și există costume de baie care să vă facă să vă simțiți minunat pe plajă, oricum ați fi voi. Ce aș considera că nu știu, pentru gustul meu, nu cred că este indicat, chestiile de genul ăsta. Mi se par foarte neflatante costumele astea de baie, indiferent că ai silueta acestei tipe sau că ai silueta acestei tipe. Și zic asta, uite, ca să o luăm pe domnișoara prima dată, costumul ăsta de baie clar este prea mic pentru ea și cred că intenționat l-a ales așa ca să scoată în evidență niște treburi.
Nu cred că e bine. Pentru gustul meu și poate că greșesc, dar eu nu aș recomanda așa ceva. Mai degrabă ție un costum de baie care să-ți asigure ție suportul de care ai nevoie și în care să te simți confortabil, că e foarte riscantă chestia. Adică ea dacă se mișcă un pic, foarte posibil să iasă toate treburile. Și să nu fie vulgar. Nu, lumea se va prinde că ți-ai luat intenționat un costum de baie cu două numere mai mici ca să scoți în evidență niște chestii. Nu mai bine ții exact pe măsura ta, așa cum și în cazul domnișoarei de aici, care sunt sigură că ar arăta mult mai bine într-un costum de baie care să-i ofere susținerea de care are nevoie. Eu nu mă refer aici la dimensiunea corpului, că e același tip de costum de baie, numai că arată diferit. Dar nu-i oferă susținerea de care are nevoie. Sunt ei ar putea arăta mult mai frumos. La fel, zona aia de acolo abdomenului ar putea fi pusă în evidență mult mai fain cu un alt tip de costum de baie, nu neapărat o chestie de genul ăsta, care nu cred că este cea mai fericită alegere, după părerea mea. Un alt lucru pe care voiam să-l punctez, referitor la costumele astea de baie mai moderne, despre care vă povesteam eu în ceea ce privește silueta atletică, cu tot felul de catarame, modele, lanț și așa mai departe. Țineți cont că astea vor oxida și se vor face urâte foarte rapid. Dacă vă luați genul ăsta, iarăși, extrem de nepractic, cu toate că domnișoara minunată, dar mi se pare extrem de nepractic, metalul ăla foarte posibil să vă și intre în carne, să fie inconfortabil pentru voi și de asemenea să se facă urât, să ruginească, să vă lase chiar urme din alea verzi pe piele. Evitați detaliile astea, metalele în general aș recomanda eu, decât dacă știți că sunt unele de foarte bună calitate care nu au astfel de riscuri. Deși dacă intri cu el în apă, nu știu cam cum ar putea să nu aibă niciun fel de risc. Personal, v-aș sfătui să evitați tot ce înseamnă metale sau materiale care știți în general că au riscul de a se deteriora în timp. Fiți atente, uitați-vă așa un pic și la cusături în momentul în care le cumpărați, încercați să trageți de ele, să le întindeți puțin, să vedeți cam cum arată materialul, dacă este un elastic din ăla care revine la forma inițială sau e unul care s-a blocat. Și uite, să vă mai arăt câteva exemple dacă tot am rămas aici prinsă. Genul ăsta de slip, uite așa, genul ăsta de slip purtat cu talie înaltă, eu l-aș vedea ideal pentru o siluetă de tip triunghi inversat, pentru că va atrage atenția exact în zona aia, de acolo cu imprimeul ăsta floral așa, și eu genul ăsta l-aș purta cu un sutien foarte simplu, uite, poate o chestie din asta, sau mai degrabă unul cu un decolteu în V. Aș recomanda, uite, ceva de genul ăsta, pe care dacă găsesc poză cu ăsta vă arăt. Costumele mele de baie, să știți că sunt destul de vechi, le-am luat de-a lungul timpului de la H&M, de pe vestiar, nu sunt costume de baie de fițe și nu este un articol pe care să zic că îl recumpăr așa febril în fiecare an. Dacă văd ceva ce îmi place, bine, dacă nu am costume de baie rămase de acum niște ani care încă mă încap și sunt destul de ok. Vedeți, decolteul ăsta în V cu imprimeul ăsta foarte frumos cu păun arată tare, tare bine pentru o siluetă de tip triunghi inversat, pentru că direcționează privirea în partea de jos. Un alt costum de tip retro care se potrivește minunat, cred eu, pentru o clepsidră, să zicem, pentru o siluetă de tip măr, dacă vreți, este ăsta. Splendid, are așa un fel de fustiță, aici e chilotul în partea de jos, are un fel de fustiță care vine pe zona șoldurilor și le lățește puțin și accentuează foarte frumos curbele. Pentru măr zic că este ideal pentru că există panourile astea, fâșiile astea care te țin foarte bine, cu toate că nu mai avem fronseurile alea sau, nu știu, materialul ăla adunat, cu toate că nu mai este. Sunt un fel de panouri care te susțin tare, tare bine în direcția asta. Apoi, genul ăsta de chilot, eu l-aș recomanda pentru o siluetă de tip atletic, pentru că sunt niște rotunjime aici feminine și am stabilit deja că silueta aia atletică e un pic mai dreaptă, talia nu e la fel de bine definitivată, zona șoldurilor nu e tocmai rotundă așa cum ne-am dori, prin urmare creăm rotunjim păcălind ochiul cu o chestie de genul ăsta, adică un chilot care are niște forme un piculeț mai rotunde, sintetizând așa, ca să înglobăm toată povestea. Puneți în evidență ce aveți mai frumos, distrageți atenția de la ceea ce poate nu vă place atât de mult. Folosiți-vă de culori, imprimeuri, volume, detalii în zonele în care vreți atenție și distrageți atenția de la alea pe care nu le considerați ideale cu chestii cât mai simple, culori neutre, negru, blămarin, culori închise, dacă vreți. Fiți atente și la material, evitați în general metalele, probați tot ceea ce aveți nevoie, încercați toate măsurile posibile și nu vă feriți în a experimenta. Dacă vedeți niște chestii care vi se par interesante, îmbrăcați-le și vedeți cum vă simțiți cu ele, nu trebuie neapărat să le cumpărați. Și fiți îngăduitoare cu voi, aș vrea să accentuez un pic chestia asta, fiți îngăduitoare cu voi, gândiți-vă că
că foarte puține femei au corp din ăla de model, pentru că asta e meseria lor, adică modelul trebuie să arate ca un model. Și asta că ne referim la aia standard, cum era pe vremuri, că acum există opțiuni pentru toată lumea. Dar fiți un pic mai blânde cu voi și fiți sigure că fiecare femeie are ceva ce nu-i place, nu există perfect, pe nicăieri, putem doar să încercăm pe cât posibil să găsim acea variantă care să ne facă să ne simțim frumoase și mândre de noi și confortabile și până la urmă despre asta este vorba. Iar eu sper că clipul meu, că materialul meu vă este util în direcția asta. Să-mi spuneți dacă aveți ceva neclarități sau dacă aveți nevoie de niște informații suplimentare, oricum vi s-a părut clipul. Sper să vă fie de folos în alegerea costumului de baie ideal și să vă bucurați de mare, plajă, soare, toate cele și castele, nisip, așa cum n-ați făcut-o niciodată anul ăsta, în 2022. Mulțumesc tare, tare mult că v-ați uitat, vă aștept în secțiunea de comentarii și la fel să-mi spuneți ce vreți să mai vedeți pe subiectul garderobă, modă, despre ce să mai vorbim să fie util și frumos și plăcut ochiului. Pupicios multă și ne vedem data viitoare. Pa!